Detașări ilegale la Direcția Națională Anticorupție, 43 de procurori din cei 178 de la DNA funcționează cu delegație. 6 dintre ei au fost aduși la DNA ilegal. Ministrul Justiției Tudorel Toader a trimis astăzi adresa către DNA prin care solicită comunicarea detașărilor. Tudorel Toader cere informații despre toate detașările existente atât la structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție cât și la birourile din țară. Colega mea, Roxana Ciucă, vine cu informații despre acest lucru, informații aflate în exclusivitate de colega mea. Roxana, te ascultăm. Da, bună seara din nou, Cătă, bun găsit doamnelor și domnilor. Spuneam că astăzi s-au întâmplat foarte multe lucruri în justiție, mai exact ministrul Tudorel Toader a trimis către DNA o adresă prin care a cerut situația procurorilor delegați în cadrul acelei unități. Iată că la scurt timp DNA-ul a și primit răspuns către Ministerul Justiției și aflăm faptul că numărul procurorilor delegați la DNA de la alte parchete este de 12, numărul procurorilor numiți în DNA și delegați în funcții de conducere este de 26 și procurorii de la alte parchete delegați în DNA în funcții de conducere este de 3. Numărul procurorilor numiți în DNA și delegați la alte parchete este de 2. Bun, dacă facem un calcul, în total avem 43 de procurori delegați la DNA. Ce se întâmplă mai departe? Procurorul General al României, Augustin Lazăr, vine și apreciază că nu poate fi pusă în discuție legalitatea delegărilor în cazul DNA. Atenție, atâta vreme cât nu este prevăzută o condiție de vechime pentru delegarea procurorilor în funcție de conducere și execuție. Ce face Augustin Lazăr? Din cei 43, trimite 6 acasă. De unde au venit mai exact? Pentru că nu îndeplinesc vechimea necesară. Mai exact, nu au 8 ani în funcția de procuror. Bun. Mergem mai departe și vă spun așa că este foarte posibil ca printre procurorii, printre cei 6 procurori care au fost astăzi detașați, delegați, detașați, se numără și, s-ar putea număra și Alexandra Carmen Lâncrăjan, procuroarea din dosarul Teldrum. Este un procuror cu o vârstă puțină trecută de 30 de ani. A venit la Direcția Națională a Corupției undeva în februarie 2017. S-a făcut remarcată prin dosarul Teldrum, iar înainte de a ajunge la DNA, a fost la parchetul de pe lângă Tribunalul București și la parchetul de pe lângă judecătoria. Foarte importantă această informație, Roxana Ciucă, printre procurorii care sunt detașați ilegal la Direcția Națională Anticorupție ar putea fi și procurorul care se ocupă de dosarul Teldrum. Ce lovitură! Mulțumesc, Roxana Ciucă, pentru această intervenție și pentru informații detalii în exclusivitate.